Salutare! Stai așa că încerc să fac un sondaj sau cum se numește, astfel încât să decidem ce facem următoarea ședință, dar nu iese nici cum, așa că nu o să fac. Salutare, salutare Timișoara! Îmi cer scuze că am întârziat, dar s-a prelungit discuția cu Claudia. Claudia este prima persoană care a folosit butonul rezervă acum de pe Facebook. Așa că să vă spun și vouă despre el. Dacă intrați pe pagina noastră de Facebook, Angels with Paws Oradea, aveți acolo un buton care spune rezervă acum. Ce face butonul ăla? Vă dă oportunitatea să alegeți ce nevoie aveți să discutați cu mine. Am reușit să facem un serviciu personalizat de consiliere și puteți alege dacă aveți nevoie de un meniu personalizat pentru cățelul vostru, de o evaluare a comportamentului și a situației în care vă aflați sau aveți pur și simplu nevoie să faceți testul, pentru că sunt o grămadă de oameni care ne-au rugat să facem pentru ei sau să le dăm acces acelui test personalizat care determină compatibilitatea dintre tine și un viitor cățel. Adică înainte să-ți iei un cățel, doar te-ai gândit că vrei, poți să dai acel test pe care l-am făcut noi în colaborare cu niște psihologi și el îți va spune care rase s-ar potrivi cu tine și cu rutina ta. Așadar, pe Facebook, butonul de rezervă acum și intrați în consilieră 1-1. De ce? Pentru că pe TikTok primesc o grămadă de mesaje, s-ar putea să-mi scape, pe live s-ar putea să-mi scape și atunci, dacă ai nevoie de ajutor să rezolvi problemele tale în relație cu cățelul tău, intri acolo, faci o rezervare, eu primesc notificarea, se face programarea, ne întâlnim, discutăm prin video call, facem analiză, facem evaluare, determinăm cauzele, pentru că altfel doar să tratăm efectele este contraproductiv, e doar o chestiune de timp până când revin și atunci, discutând, analizând, descoperind cauza unui comportament, putem să-l și reparăm. Bună seara tuturor încă o dată, mă bucur că sunteți destul de mulți care v-ați înscris pentru acest live, așa că hai să povestim despre căței, hai să povestim despre ce vă doare. Salutări de la Scornicești, asta chiar e departe, salutare. Cam până la ce vârstă un cățel roade? Mereu 71, un cățel roade toată viața, are nevoie să facă lucrul ăsta pentru că primul beneficiu pe care îl are un cățel în momentul în care roade chestii, odată elimină stresul, al doilea își curăță dinții. De aceea noi folosim de multe ori chestii speciale pentru ros, pentru căței sau poate câteodată chiar oase, astfel încât să nu facă tartru. Salutări de la Sighet. Sighet, eu sunt din Bârsana, Roxana. La o aruncătură de băzi de la Sighet, la 30 de minute, cred că. Din Olanda, wow! Salut Gabi din Olanda, cred că e prima persoană din Olanda pe care o văd pe live. Salutări Gabi, bine ai venit. Sper să-ți placă live-ul, sper să fie util pentru tine și pentru cățelul tău. Bună ziua, vă rog să-mi spuneți ce părere aveți despre oamenii care țin câinii în lanț. Uite, o să fac cea mai simplă, cred eu, analogie. Dacă ai un câine și îl ții în lanț, adu-ți aminte ce a însemnat pentru tine atunci când a început această pandemie de coronavirus și am fost cu toții forțați să rămânem în apartament sau în casă sau în curte. Cum v-ați simțit? Toți cei care țin câini în lanț ar trebui să înțeleagă lucrul ăsta. Salutări din Wales, mamă, țara galilor, salut Vasile, salut. Bă, chiar am devenit internaționali, chiar sunt oameni din toate țările care rămânesc, sunt extrem de bucuros. Sunt bune oasele de pui la Amstaff. Salut din Slatina, salut Costache. Uiși din Belgia, doamne. Oasele sunt un subiect delicat. Eu folosesc oase, dar le folosesc într-un anumit fel și într-o anumită măsură și într-un anumit proces de introducere a oaselor în dietă. Ce să fac dacă un cățel de 3 luni vomită și face cu sânge? I-am dat de paraziți. Salex Alexandra, fugi repede la veterinar de urgență pentru că e foarte posibil ca a tău cățel să fi făcut parvoviroză și implicit va avea șanse minime de supraviețuire. Cristina din Austria, Sebastian din Franța, John din Rusia, Gavari Paruski, Gaspadin, Dobre Vecer, Cac de la. Din UK, Sierra, hello, good evening, sir. Bună, pentru bișon sunt bune oasele de pui fierte. Ionela... Toți veterinarii cu care dezbat înfocat problema oaselor în alimentație, fie că sunt de acord cu mine, fie că nu, toți, salut Claudia, bine ai revenit,
Toți sunt de acord atunci când le spun că dacă tot le dau oase, măcar să nu le dau fierte. Prin fierbere, oasele devin dure și casante. Știu, poate pare ilogic, dar așa este. Osul crud este mai masticabil pentru cățel decât osul gătit, fie el fiert, copt, în orice măsură. Bună seara din Germania. Guten Abend, cred că e bună seara. Recomandați oasele de vită crude pentru un cane corso. Uite, Claudia cu primul trandafir al serii. Mulțumim, Claudia, mulțumim frumos. Oasele de vită crude, mulțumim, Claudia, pentru un corso de 4 luni. Din nou, e foarte sensibil și trebuie să ai grijă cum le introduci. Spre exemplu, eu folosesc oasele în dieta cățeilor, le introduc prima dată congelate. De ce congelate? Pentru că în felul ăsta mă asigur că nu vor înghiți bucăți mari. În stomacul cățelului, pH-ul acidului clorhidric din stomacul cățelului este de 2. În stomacul nostru, al oamenilor, este de 5. Ce înseamnă asta? Salut din București, salut, mulțumesc că ne urmărești. Înseamnă că din punct de vedere Guten Abend beim Wien. Bună seara din Viena, cred că asta vreau să spui. Bună seara. Înseamnă că odată ce în stomacul cățelului a ajuns un cui, da, un obiect de oțel, el va fi dizolvat. Ceea ce implicit pentru mine m-a făcut să înțeleg că pericolul mare când vine vorba de oase în dieta cățelului este pe tractul digestiv până la stomac. Și atunci încep să introduc chestia asta, oasele în dietă, încep să le introduc în formă congelată, astfel încât să învăț cățelul să rașcheteze bucăți mici. Mulțumesc, Gabi, pentru trandafir, mulțumesc frumos. Să rașcheteze bucăți mici de os. Stai așa că îmi spune TikTok-ul că fumez, dar nu fumez, beau apă. Am și eu un labrador de 2 ani și 3 luni. Să strească, Ioana, să strească. Claudia, mulțumesc pentru inimioară, Claudia. Dar, să revin, i-am schimbat mâncarea uscată la cățel și am văzut că a făcut fecale, dar lângă ca o gelatină. Cucurali, ce-mi spune mie lucrul ăsta? Că mâncarea pe care ai dat-o înainte avea un conținut de fibre foarte scăzut. Mâncarea pe care o dai acum are un conținut mai mare de fibre. Acea gelatină pe care ai văzut-o tu lângă fecale e de fapt ceea ce s-a curățat din intestinul subțire. Când dăm cățelului o mâncare necorespunzătoare, o mâncare slab calitativă, o mâncare care are un conținut de fibre foarte scăzut, intestinul subțire, adică locul unde se face absorbția nutrienților de către organismul cățelului, va fi plin de acest mucus care este toxic și care îl împiedică să-și absorbă hrana. Când ai schimbat mâncarea și ai văzut acel mucus, de fapt noua mâncare a curățat intestinul subțire și de acum încolo el va absorbi mai bine. Să nu bea apă în fața camerei, am înțeles. Bună, dar vreau să te întreb, la bișon e bună gelatina, la ce ajută? Sigur că e bună, la orice cățel e bună. Vorbim doar de dosaj corespunzător, dar gelatina alimentară, gelatina simplă, este benefică pentru pui. Odată în procesul de creștere, le favorizează și le accentuează dezvoltarea cartilajelor, da? Și cartilajele sunt foarte importante și pentru noi și pentru ei și pentru orice viețuitoare. Cartilajul face efectiv mobilitatea încheieturilor și de obicei ce fac oamenii cu puiuții? Dau o hrană hiperproteică care accelerează ritmul de creștere a puiuților, dar proteina construiește țesut muscular. Proteina nu construiește foarte bine osul. Osul se extinde, devine slab, devine poros. Da? Cartilajul nu face față, lichidul interstițial, acel ulei de ungere, să spunem, din încheieturi, nu apucă să dezvolte și avem câini care explodează, dar au niște probleme de sănătate majore pe partea de schelet, pe partea de articulații. Băgând gelatină, băgând calciu corespunzător, prin ou fiert, prin brânză slabă, prin iaurt și așa mai departe, facem creșterea armonioasă, adică se dezvoltă în același tempo schelet, încheieturi, organe interne și masă musculară. Trebuie să avem grijă. Un fluture. Îmi trimis Claudia un fluture. E prima dată când văd fluturile. Mulțumim, Claudia, pentru fluture. Și atunci gelatina, când e tânăr, îl ajută să-și fixeze cum trebuie toată sistemul ăsta de încheieturi, de cartilaje, de lichid interstițial. Dacă e adult, îl ajută la mobilitate să o mențină cât mai îndelungat în ani, să spunem. Și mai ales dacă e senior. Acum, dacă aveți minime cunoștințe de anatomie, o să știți că și noi oamenii, odată ce îmbătrânim, apare riscul de osteoporoză, care nu e altceva decât fisurarea acelui cartilaj care acoperă fiecare os în fiecare încheietură, apare porozitatea oaselor pentru că scade absorbția de calciu și așa mai departe.
cât mai multă posibil, oricum sunt foarte energici. Am un ciobănesc mioritic de 2 ani și 3 luni. Ciclul a venit de câteodată acum un an. Să-mi fac griji. Gabriela Panait, du-te te rog cu cățelușa ta de ciobănesc mioritic, du-te te rog frumos la veterinar. Doamne ferește să nu cumva să aibă deja piometru, dar sterilizează-o. Pentru sănătatea ei sterilizează-o. Bună, am un bișon de 4 luni și face pripi toată casa. Ce să fac? Cristina Oneața, du-te pe canalul nostru de YouTube și o să vezi un videoclip care se numește Cățelul și nevoile afară sau cum îl învăț să facă nevoile afară și mai avem unul care se numește Cățelul și covorașul absorbant. Și o să înțelegi acolo geometria așa cum o vede cățelul. Cel mai probabil ai pus covorașul într-un loc care nu este logic pentru cățel să fie toaletă. Cel mai probabil bolul de mâncare și zona în care vă petreceți majoritatea zilei nu sunt în... Să știți că și câinii au un feng shui al lor, da? Și atunci, dacă mergi pe canalul nostru de YouTube și te uiți la cele două videoclipuri, cățelul și covorașul absorbant și cum îl învați să facă nevoile afară, o să fie foarte simplu explicat cum ajungi la rezultatul dorit. Ok? De câtă activitate fizică zilnică are nevoie un bișon? Bișonul e un câine foarte activ și e un câine printre cei mai inteligenți câini. Din păcate pentru bișon, ei sunt asociați cu câini deținut în brațe, în poală, de către doamne și domnișoare. Și asta îi face să ia un pic razna. De aia statistic când mergi pe stradă o să vezi că cei mai căței sunt bișonei săracii, dar sunt câini foarte inteligenți, sunt câini care sunt foarte dornici să învețe lucruri noi, tricuri noi și au nevoie de destul de mișcare. Am adoptat o cățelușă care avea un CCVAG și... Mulțumim, Cornelia! CCVAV... Unde scria? Și după tratament a rămas cu un ganglion numens. Sincer, I'm Reese, nu știu ce înseamnă CCVAG. Salut, te urmărește de mult timp și am învățat multe de la tine, mulțumesc. Cu plăcere, Daria, mă bucur. Despre corgii, Adalin, nu-mi permit să vorbesc despre corgii. Principiul meu este următorul. Niciodată n-am să vorbesc despre o rasă doar pentru că am citit pe net. Eu trebuie să lucrez cu măcar 2-3 membri acelei rase, să interacționez în mod constant, astfel încât să pot să-mi fac o părere proprie. Adică teoria și tot ce găsim în cărți despre o anumită rasă e una, dar practica e cu totul altceva. Știi că e vorba asta în limba română. Bă, teoria ca teoria, dar practica ne omoară pe toți. Și atunci nu, evit. Ca atare n-am avut onoarea să lucrez cu corgii și nu-mi permit să vorbesc. Bună seara, au voie kiwi, mango, ananas și rodie? Deocamdată aș spune că nu. Încă mai studiez aceste patru fructe. Deocamdată părerile sunt împărțite și eu n-am reușit să-mi fac o părere proprie. De ce unii căței sunt mai agresivi și agitați după castrare? Ana Maria, dacă te referi imediat după operație, e foarte probabil că înainte de operație ai încărcat cățelul cu energie și cu stres și cu anxietate maximă și imediat după operație, când încă este în perioada de reabilitare, în perioada de convalescență, să spun așa, cățelul va fi mai tensionat pentru că simte că are o rană. Zdac mau, mulțumim pentru trandafir, zdac mau. Și atunci el este, nu este agresiv, este defensiv agresiv, este demonstrativ pentru că simte că are o rană și atunci se protejează. E bine dacă îi dau unui beagle carne de vită și oase? În principiu da, dar depinde cum le introduci. Plimbările fără lesă ajută la consolidarea legăturii între tine și cățel? Nu, Silviu. Silviu Daniel Gorea, să știi că e fix invers. Vrei să faci o legătură puternică de camaraderie și de cooperare cu cățelul tău? Kilometri în lesă, în zone diferite, în medii diferite, la munte, la mare, prin oraș, pe câmpie, prin parcuri, pe unde vrei tu. Legătura se face prin lesă. Nu știu de ce și cum au ajuns să se propage lucrul ăsta, câinele fără lesă. Când las câinele fără lesă, îl supun unui schimb mental, pentru că el trebuie să-și ia toate deciziile. Căței din curte ne-au învățat, pe timpul furtunilor de vară, câțiva dintre căței sunt reactivi, în special Maia era foarte reactivă și încă mai este, din păcate, la trăznete, fulgere, tunete și așa mai departe. Și într-o seară, când efectiv din pură întâmplare am zis hai să-i pun o lesă ca să nu fugă săraca de frică și să dea ture și să pățească ceva, în momentul în care am pus lesa, s-a uitat la mine și s-a pus înculcat. Și în 2 secunde era pe o parte și dormea.
Și am învățat de fapt că pentru un câine lesa nu este altceva decât cum era pentru noi oamenii mâna părintelui. Când eram mici, trebuia să trecem strada, cu toți eram anxioși și temători, vai, vine mașină, nu vine mașină, cum a zis tata, cum a zis mama, că trebuie să mă uit să fie semaforul verde, să nu vină mașină din stânga, din dreapta. Versus atunci când te ținea părintele de mână, nici nu te interesa nimica. Dacă simțeai din mâna lui că te trage, te duceai fără nicio emoție, fără stres. Același lucru este și pentru cățel Lesa. Ca atare, dacă vreți să vă ajutați câinii, dacă țineți la căței voștri, mergeți cu Lesa, fraților. Ce părere ai despre Rottweiler? Super câini. Mie îmi plac fălcoșii. Rottweiler, Corso, Boxer, Bernard, că și-l are fălci. În general, ce am observat eu, rasele care au fălci sunt mișto, sunt faine, sunt mai echilibrate, sunt mai pe treaba lor, așa, știi? E adevărat că un Rottweiler este greu dresat deloc. Din păcate, și am un labrador de 9 luni crescuți împreună. Bond, cred că cred că e doar o parte din mesajul tău, cred că nu l-am prins pe celălalt. Am două întrebări. Aveți animale și persoane care lucrează cu câini agresivi? Happy Turtle, eu lucrez cu câini agresivi. Avem animale, da, avem vreo 50 ceva de câini în curte în momentul ăsta. Dar agresivitatea este un subiect care pentru căței niciodată nu vine ea singură. Agresivitatea vine de obicei ca efect al fricii. Am un cățel pug și care de foarte mult păr. Du-te cu el la veterinar și analizează foarte bine ce alimentație are, de ce alimentație are parte pugul tău. De obicei, demodecia, da, partea în care pică păr, alopecia, partea în care pică blana foarte tare, vine din alimentație. Am ieșit azi cu al nostru câine, lăsându-l liber în țarcul de câini, lucrând cu el. Bravo, Marian, servus, bravo! Am găsit doar blana. Banana este toxică pentru câini? Nu. Ce părere ai de Malinois? Un câine pe cocaină, un câine care nu este potrivit pentru familie. E în regulă laptele bătut peste bobițe plus afine și ulei de somon? Super! Vă întrerupeți din 15 în 15 secunde. O fi de la mine? Selena, probabil, că la mine nu. M-a surprins că și-a luat Lesa și a venit. E, uite, vezi ce fain. Uite la Marian. Ce spuneam mai înainte de Lesa. Când câinele nu se simte în siguranță, preferă să fie în Lesa. De ce? Pentru că știe că fiind în Lesa și tu fiind în celălalt capăt al Lesei, tu vei avea grijă de tot ce se întâmplă. Băi, Marian, uite, scene de genul ăsta îs motivul pentru care aș vrea să am, știi, ca în filme, un ochi din ăla bionic care înregistrează tot. Numai ce am vorbit înainte de live și cu Claudia și mi-a povestit niște scene din haita lor, din cei doi căței și cu Mâțu, fantastice. Dar, ca întotdeauna, știi, dacă nu le prinzi pe cameră, nu poți să le explici altcuiva și să le descrii. Dar uite, pentru scene ca a ta, Marian, pentru scene ca ale Claudiei, pentru scene care se întâmplă la noi în curte de multe ori, mi-aș dori să am așa o cameră care să filmeze 24 din 24. Am un bull terrier de 3 ani și miroase gura avită stricată. Ce să fac? Cățelul tău are halenă care poate fi din cavitatea bucală, colonii de bacterii sau din stomac. Alexandru Nae, m-aș duce la veterinar în locul tău să analizez împreună cu el problema. Și ce aș face? Afine, busuioc, pătrunjel, făcute toate o pastă, amestecate cu un pic de iaurt și introduse în alimentație. Busuiocul este, întărește sistemul imunitar și omoară bacteriile nesănătoase. Pătrunjelul, multă vitamina C, la fel, boost de sistemul imunitar. Antioxidanții din afine îl ajută să-și facă, să spunem, ordine în sistemul digestiv. Și iaurtul vine cu coloniile de probiotice și atunci, pentru că faci chestia asta, tot de la stomac până la dințișori, îi dăm, să spunem, un fel de ajutor, de curățare și atunci o să vezi dacă se schimbă ceva. Mulțumesc, Gabi, pentru TikTok. Morcovii și broccoli fierți au aceleași beneficii ca atunci când sunt cruzi? Știi ce fac eu când le fierb legumele? Le dau, dacă vreau să pun legume și le fierb, recomandări de vet în Oradea. Mergeam la Vital Vet până acum, dar se mută în Salonta. Pet Vet, Larisa Ioana. Noi mergem la Lida, la Pet Vet. De mulți ani lucrăm cu ea și îmi place că e pasionată. Nu este autosuficientă. Dacă avem o problemă cu un câine și la două noapte ne-o sunat și o zic, bă, fii atent, am mai citit niște chestii, s-ar putea, hai să calculăm, hai să... Adică gândește ca și mine, face acel diagnostic diferențial, știi? Revenind la întrebarea cu legumele fierte.
niciodată când vreau să introduc legume, când vreau să fac o masă cu legume pentru căței, nu arunc apa. Adică pun legumele la fiert, pun și un pic de proteină animală, pun și niște carbohidrați și totul se transformă într-o masă. Am înțeles dacă un câine scutură din cap și își linge și roade ghearele, trebuie probiotice. Nu neapărat. Adică nu e atât de simplu. Probioticele care pentru cățel sunt foarte ușor de introdus prin iaurt, dar și pentru noi oameni. Eu mănânc în fiecare zi un iaurt, indiferent ce mănânc altceva. Bine, la noi oamenii și murăturile sunt iar o sursă extraordinară de probiotice. Probioticele sunt niște bacterii, da? Ca să înțelegi știința din spatele cuvântului probiotic. Noi, în stomacul nostru și în corpul nostru, avem, cred că 2 milioane de specii de bacterii, numărul lor de ordine miliardelor. În schimb, ele se împart în bacterii bune și bacterii rele. Și atunci rețeta succesului care e? De-a lungul vieții și a mea și a cățelului, să combat bacteriile rele și să ajut bacteriile bune să înmulțească. La câine nu pot să-i dau ce e de fapt o murătură. Procesul de a mura chestii este un proces de fermentație. Fermentația se face și la lapte și la murături prin bacterii, da? Bacterii lactice într-o parte, bacterii de fermentație în altă parte. Și berea este tot rezultatul unei proces de fermentație pe bază de bacterii, da? Drojdia din pâine, ce e? O colonie de bacterii. Și atunci, la câine nu pot să-i dau murături, ca o sare și oțet și așa mai departe, dar pot să-i dau iaurt. Faptul că se linge la lăbuțe și își mănâncă gheruțele și toate cele înseamnă că are niște probleme ori alimentare care îi fac o anumită alergie care se manifestă în lăbuțe sau are o infecție bacteriană în lăbuțe în sine. De aceea m-aș duce la veterinar să iau o probă de acolo, un mic scrape făcut și analizat la laborator. Bună seara, mi-ați putea spune câte ceva despre Golden? Golden Retriever. Golden este o rasă de aport, este o rasă de sport. Contrar mitului hollywoodian că un Golden sau un Labrador este un cățel foarte moale și foarte air dancer. Mersi, Claudia, mersi frumos. Contrar mitului, Labradorul și Goldenul sunt câini foarte, foarte activi. Adică dacă îți aduci un Golden în familie și ai impresia că el va dormi și va sfărâi toată ziua și o să fie o chestie așa, un blajin și jumătate, te înșeli amarnic, are nevoie de foarte multă mișcare. Dacă vrei într-adevăr să fie fericit, încearcă să-l duci cât mai des la baltă, la râu, la iaz, la ce vrei tu, la piscină, astfel încât, pentru că Goldenul este un câine de aport acvatic, în special acvatic. Este un ciobănesc german pentru o familie cu o curte relativ mică? În ultimul timp, liniile de ciobănesc german au suferit niște stricăciuni, să zic așa, care au făcut foarte anxioși. Unii dintre cei mai anxioși câini din lumea asta, anxioși, mă refer la anxietatea de separație. Și apoi, iarăși un alt mit, să spun așa, ciobănescul german câine de familie. E ok, să zicem, dar ciobănesc, numele de ciobănesc vine la pachet cu niște trăsături. Trăsăturile lui care sunt? Să țin toată cirea, dacă de aceea e ciobănesc, că este de oi, că este de... Bă, dar n-am fumat, mă, ce-au oamenii ăștia? Iar îmi spun că consuming. Bă, n-am fumat, TikTok, alo. Deci, dacă tu aduci în familie un ciobănesc german și ai copii mici și ea vor zburda și vor alerga și mai departe, să nu te miri când ciobănescul german o să-i prindă de haine, de gleznuțe, de mânuțe, de mânecuțe și o să zică, bă, calmați-vă, pentru că în sistemul lui, în creierul lui, în sistemul lui de valori, cireada trebuie să stea calmă, liniștită, să pască încetuț, fără să se agite. Și atunci, copiii nu cred că vor fi dispuși să facă chestia asta, să iasă afară, să stea. Ei zburdând, câinele vrând să nu zburde, o să încerce să-i coordoneze mereu. Bună seara, de ce câinile meu Yorkie latră de fiecare dată la câinii maidanezi când îl scot afară? Pentru că, fără să-ți dai seama, Simonica a încurajat lucrul ăsta. De când era micuț, de fiecare dată când lătra, tu te bucurai și spuneai, ia uite ce mă protejează. Și în haita voastră, în familia voastră, tu nu ești liderul. Dacă tu ai fi liderul și ai face tot ceea ce presupune să fii lider, cățelul tău n-ar mai lătra. De ce? Pentru că ar spune, bă, dacă Simona nu e agitată că vede maidanezi, n-am nicio de ce să mă agită.
am un cane corso de 9 luni și nu mai vrea să mănânce boabe. Păi nu mai vrea mare o vintilă pentru că i-ai dat altceva. Ce i-ai dat? Și atunci cățelul a zis, bă, eu prefer șnițel. Bună, cățelul meu metis de tic, el vine să-l mângâi și când pune mâna pe el, dă să mă muște. De ce? Sunt foarte multe posibile cauze. Dar presupun, Darius Black, că ești tinerel. Că ești tinerel tare și atunci cățelul te vede pe tine ca un partener de joacă. Iar în lumea câinilor, în haita câinilor, este normal ca atunci când se joacă doi căței să se folosească dințișorii. Am tot încercat să trag de lese, să-l cer, să-l mângâi, dar nu are nevoie. Salut, am o problemă destul de gravă de sănătate cu un cocker și aș avea nevoie de niște sfaturi. Hotkitchen.ro Hotchicken.ro, pardon. Cel mai măsură să-ți dea sfaturi este doctorul veterinar. Evit să mă bag în... Mulțumesc pentru răspunsuri. M-a ajutat să formez un câine echilibrat. Adelina, mă bucur să fiu de folos. Evit să mă bag în partea medicală. Nu sunt medic veterinar. Rotul meu și-a schimbat brusc caracterul și a devenit răutăcios. Ce-i de făcut? Să-l castrezi. Pentru că pun pariu că rotul tău nu este castrat și pun pariu că are undeva în jur de 12 luni. Dacă a avut parvo și a scăpat, lasă urme pe viitor, da și nu, nu sunt atât de mari. Nu sunt atât de mari. Ideea e că, într-adevăr, trebuie să ai grijă de acum cu el, inclusiv pe partea alimentară, pe tot ce înseamnă sensibilitate, pe organele conexe, să spun, sistemului digestiv, rinichi, ficat, splină, pancreas și așa mai departe. Nu din cauza parvo neapărat, ci pentru că medicamentele care au tratat cățelul de parvo sunt extrem de puternice și ca orice lucru care este extrem de puternic, vine cu efecte secundare. Deci de acum grijă pe partea dietă, de nutriție și pe dieta lui, grijă accentuată pe partea asta, pentru că sigur că medicamentele au lăsat niște urmări. Are un an și jumătate. Cine are un an și jumătate? Rotul. Da. Păi cam la 12-14 luni, Cristina, un câine de talie mare, cum este și rottweilerul tău, începe să îi se pompeze din testicule, să îi se pompeze acel hormon numit testosteron în fluxul sanguin, ajunge în creier, creierul și al nostru nu face altceva decât să răspundă la ce substanțe sunt în cutia craniană, în acea supă craniană. Ce părere aveți despre cane corso? Super câini. Am mai zis, mie îmi plac fălcoșii, boxer, corso, rottweiler. Ce rasă recomand pentru o familie cu o curte micuță? Sincer, un metis adoptat de pe stradă. O să vă surprindă mereu cât de inteligenți, cât de capabili sunt metișii. Am un dog argentinian, deci are multe pete. Mihăiță, alimentația este extrem de slabă. Este de proastă calitate. Și ceea ce vezi tu când are multe pete, cum se numește când apar pete pe piele? Alergia, dar are forma aia. Petele alea de iritație. Nu scap. Nu. Dar alea pleacă de la alimentație. Ce îmi puteți spune despre un ciobănesc corb? E potrivit pentru curte? Da. Corbul este unul din câinii mei preferați. Mulțumesc, Gabi, pentru gogoașă. Acum am ce mânca, pot să mănc o gogoașă. Deși e gras, o să mănânc gogoașa de la tine. Am doi masculi, am staff. Există probabilitatea să se bată? Da. Și vei găsi pe profilul nostru și de TikTok și pe canalul de YouTube un videoclip care se numește Ierarhia în haită. Primul lucru pe care ți-l recomand este să-i castrezi astfel încât să preîntâmpini accesele de agresivitate și de demonstrație a testosteronului, cauzate de hiperacumularea testosteronului și o înghețată. Uite, eu am gogoașă și tu ai înghețată, da. Mulțumim, Claudia. Și să menții un sistem și o rutină de echilibru, astfel încât cei doi masculi de Amstaff să nu intre vreodată într-o dinamică în care ei se gândesc care dintre ei ar trebui să preia volanul. Volanul, dacă tu știi să fii într-adevăr liderul haitei, cum tocmai m-a întrebat Selena, atunci câinii din haită niciodată nu vor sta să se bată nici la propriu, nici la figurat care este șoferul. Tu vei fi șoferul un challenged. Neprovocat, nu știu. Și dacă aș vrea să fie și pentru pază la curte, nu știu.
Am făcut un coteț mare pentru Amstaff și Bull Terrier, însă fetița nu intră. Ce să fac? Să nu mai faci coteț, Alexandru. De ce faci cotețe? Nu mai faceți, mă, fraților, țarcuri și lanțuri pentru câini. Dacă v-ați luat câine, lăsați-i să stea în curte. Asumați-vă. M-am săturat de oameni care își iau câine și după aia zic, vai, dar mi-am mâncat două flori. Dacă ți-ai luat câine, nu te-ai gândit? Ce e mai important pentru tine, câinele sau florile? Am un șarpe de 3 luni care mușcă când pun mâna pe el sau când merg agață de pantaloni. Un sfat. Gabiz. Ia toate videoclipurile de pe profilul nostru de TikTok. Notează-ți ideea principală a fiecărui videoclip. Toate una sub alta pe o agendă, astfel încât să ai toată informația condensată și din seara asta schimbă modul vostru de viață și interacțiunile voastre pe regulile Angels with Paws. Și o să ai un câine extrem de echilibrat, care nu numai că nu o să te muște vreodată de mână sau de pantaloni, dar o să fie calm și echilibrat și o să te considere lider și o să te iubească și o să te urmeze.